Vă salut, oameni buni, sunt Cristian Egoiță, iar în acest clip vreau să vă arăt cum arată legumele din grădina mea în prima zi de toamnă, mai exact în data de 1 septembrie 2021. Voi începe cu roșiile, pentru că ele sunt vedetele din această grădină și tot lor le-am acordat cea mai multă atenție în acest sezon. Așa arată după două reprize de cules și după cum bine puteți vedea și voi, în continuare sunt foarte multe fructe care se coc, însă cel mai mult mă bucură că unele dintre soiuri dezvoltă în continuare fructe noi, inflorescențe noi, iar dacă toamna va fi blândă și va fi lungă, vom culege până când va da înghețul. Dacă ar fi să fac acum un mic raport de activitate, rezultatele ar fi următoarele. Salate cât cuprinde, pentru că pe toată perioada verii am mâncat roșii cel puțin 1-2 kg pe zi, 25 de litri de suc de roșii pe care l-am făcut în două reprize. Nouă ne place foarte mult sucul de roșii și noi pe toată perioada anului până la vara viitoare noi nu cumpărăm roșii și folosim doar suc de roșii atât în mâncare cât și la micul dejun. Și pentru că am avut o cantitate foarte mare de roșii, mai mult decât chiar bănuiam că vom avea, am și vândut 25 de kilograme unor persoane care și-au dorit foarte mult roșii de la mine din grădină, pentru că mă cunosc și știu ce am făcut eu pentru aceste roșii, în sensul că nu le-am aplicat tratamente chimice, nu le-am stimulat cu absolut nimic, ci le-am lăsat să crească și să se dezvolte exact așa cum trebuie, în mod natural. Acum că v-am spus povestea frumoasă despre roșiile de la mine din grădină, aș vrea să vă spun și părțile neplăcute, mai exact problemele cu care m-am confruntat în ultima perioadă. Prima problemă pe care am avut-o și o am în continuare, vedeți? Anul acesta a fost o explozie de ploșnițe. Ploșnițe din acestea verzi care nu fac nimic altceva decât să înțepe roșiile, iar la scurt timp să se strice. Foarte multe roșii s-au stricat din cauza acestor ploșnițe, însă de la bun început am știut că mi asum un risc. Și da, asta este foarte neplăcut când vezi așa ceva, însă mă bucur că am avut totuși o recoltă destul de mare, astfel încât să pot să rămân, după toate pierderile de aici, să rămân cu o cantitate semnificativă de roșii. O altă problemă cu care m-am confruntat a fost că la
la începutul lunii august, noi a trebuit să plecăm în concediu și a coincis perioada în care noi am plecat în concediu cu cea în care roșiile, majoritatea dintre ele, au început să se coacă. Și cât am fost noi plecați la mare, roșiile s-au copt și după ce s-au copt, nefiind culese de nimeni, pentru că nu am avut pe nimeni să vină să le culeagă, o bună parte dintre ele s-au stricat. Și când ne-am întors din vacanță, am suferit așa destul de tare în momentul în care a trebuit să culegem aproximativ o roabă și ceva de roșii care erau stricate. O altă problemă cu care m-am confruntat anul acesta și în vara aceasta a fost carența de calciu. Vedeți, v-am mai spus și în clipurile precedente, unele soiuri au fost afectate foarte, foarte puternic de această carență de calciu, iar alte soiuri nu au fost afectate absolut deloc. Din nou, o altă problemă majoră este mana tomatelor, pentru că nu le-am aplicat tratamentele specifice culturii de tomate. Vă spun sincer că mulți dintre voi, cei care nu cunoașteți ce înseamnă cultura de tomate, dacă ați ști care este tratamentul, care este schița de tratament, ca să zic așa, pentru roșii, v-ați lua cu mâinile de cap și nu ați mai mâncat din piață sau din supermarketuri. Însă eu am refuzat să fac și se vede. Majoritatea sau o bună parte dintre plante la acest moment dau semne de mană. Vedeți, încep să se usuce destul de multe frunze. Însă per total s-au descurcat roșiile mele destul de bine. Dacă ar fi să raportăm la toate problemele care au fost anul acesta, cu foarte multe ploi în primăvară și în prima parte a verii, cu temperaturi foarte scăzute pe timp de noapte în primăvară și la începutul verii, zic eu că este destul de bine ce avem noi aici, pentru că pierderile au fost destul de mici. Și da, vă spun sincer că per total, în ciuda tuturor problemelor, sunt cât se poate de mulțumit de cum a decurs toată evoluția roșiilor de la noi din grădină. Acum că am terminat cu roșiile, vreau să vă arăt ardei capia. Am pus în această parte a grădinii aproximativ 25-30 de fire de ardei capia roșu și văd că le-a mers foarte bine. În primă fază nu arătau foarte, foarte strălucit, adică până la sfârșitul lunii iulie nu arătau deloc străluciți, erau chiar prăpădiți, însă pe toată perioada lunii august au avut o creștere destul de frumoasă. Am cules și de aici destui ardei. Am făcut ardei copți, am mâncat și în salate. Și în continuare avem o recoltă destul de bogată. Acum trec la țelină. Aici am un rând de țelină. După cum se poate vedea, am scos doar 2 rădăcini de țelină în toată această vară, deși
Ea s-a dezvoltat foarte, foarte bine și frumos. Căpățânile sunt destul de măricele. Și aici am vinetele. Am undeva la un 30 de fire de vinete și au făcut într-o veselie. Așa de mult m-am bucurat că anul ăsta am avut o recoltă foarte bună de vinete. Am făcut la fel în două reprize. Am cules de fapt în două reprize vinete și am făcut și pentru iarnă, să punem la congelator. Am mai făcut și noi salate de vinete în toată această perioadă și văd că în continuare se coc destul de multe, semn că vom avea și în luna septembrie destul de multe vinete ca să mâncăm. Aici am 3 tufe de dovlecel. Doamne, deci nu știu ce soi o fi acest dovlecel. Pur și simplu au făcut aceste tufe la dovlecei și fac în continuare, uitați cât de frumoși sunt, fac în continuare într-o veselie. Astea 3 fire trebuia să fie ardei iute. Vedeți, acolo am vinete, acolo am pus ardei capia în zona aceea și aici separat am zis să pun 3 fire de ardei iute, pe care aceste fire, aceste răsaduri le-am cumpărat din piață. După cum puteți vedea și voi cu ochii voștri, nu au fost sau nu sunt ardei iuți, ci ardei capia. Deci eu am cumpărat răsaduri de ardei iute, doar că nu este ardei iute, este ardei capia. Aici, în această parte a grădinii, am câteva fire de ardei gras și ardei capia mai deosebiți în sensul că au aceste culori. Ardeiul capia este un ciocolatiu, au această culoare foarte frumoasă, iar ardei grași sunt un violet, au această culoare foarte frumoasă, un violet închis. Însă, în momentul în care se coc, am observat un lucru destul de neplăcut. Acești ardei nu se fac foarte mari, vedeți? Asta este, nu, hai să zicem că ăsta este mediu, am mai cules alții și mai mari. Însă nu se fac la fel de mari precum ardeii capia din soiul pe care l-am eu în partea cealaltă, ureche de elefant. Și chiar dacă este exotic, chiar dacă arată bine, chiar dacă ți ia ochii când îl vezi, vă spun sincer că este ultimul an când mai pun așa ceva, pentru că în afară de culoarea asta interesantă, nu este nimic special la acest ardei. Aici am avut 3 fire de am de fapt 3 fire de vânătă violet deschis. Arată doar interesant și nimic mai mult. Dacă ar fi să fac o comparație între ce vinete am avut în partea cealaltă a grădinii și cum arată astea, clar, în afara faptului că sunt frumoase, nu se fac mari și la gust nu sunt cu nimic diferite, doar sunt interesante și atâta tot. Iar aici, norocul meu a fost că am pus 4 sau 5 fire de ardei iute, care este negru, ciocolatiu. El așa se face, este destul de măricel ardeiul, dar când se coace bine, începe să aibă o culoare ciocolatie. Ce nu-mi place la acest ardei este că este foarte, foarte iute.
Adică nu poți să mănânci la o farfurie de ciorbă. Nu poți. Ardeiul ăsta, spre exemplu, cât de mic îl vedeți aici în vârf, nu ai cum să mănânci nici măcar un sfert din el, pentru că este extrem, extrem de iute și mie nu-mi plac ardeii care sunt foarte, foarte iuți. Îmi plac, dar recunosc ardeii iuți la ciorbă, dar nu atât de iute încât să-ți ia gura foc. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații. Următorul clip pe care îl voi face, îmi voi dori foarte tare să fie despre soiurile de roșii pe care le am aici la mine în grădină. Să vi le arăt pe fiecare în parte și să vă spun impresia mea despre ele. Însă până data viitoare, vă salut și vă transmit toate cele bune!